De acest sistem beneficiază peste 390 militari în termen din Brigada 1 Infanterie Motorizată. E un mare avantaj pentru noi militari, deoarece fiind antrenați atât la ședințe conform planului procesului pregătirii de luptă, cât și la activități sportive, activități de gospodărie, e necesar pentru militari de a face mult mai des baie, de a beneficia de un program de baie mai mare. Având deja acest sistem, problema practic s-a rezolvat, cu atât mai mult e important această asigurare care a fost făcută către CET Nord în cadrul procesului logistic, în ceea ce vizează lucrări logistice, inclusiv și prepararea hranei pentru militari în teren. Am avut boilere, deci au fost niște sisteme improvizate pe bază de curent electric. Evident, a fost mai costisitor, fiind deja de acum mai bine de jumate de ani instalate aceste instalații termice, e cu mult mai comod pentru noi și s-a facilitat procesul de instruire și procesul logistic al unității militare. Locuind într-o subunitate un număr cu mult mai mare de militari, acel boiler nu dispunea de acea cantitate necesară, astfel încât să asigure un volum de apă de plin pentru toți militarii. Beneficiind în prezent de apă la nivel centralizat, e un factor pozitiv și nu sunt cozi, nu este regim de așteptare pentru igiena personală. Acest echipament a fost amenajat în locuri adăpostite, sunt întreținute permanent, respectiv nu avem nevoie de careva surse sau investiții suplimentare pentru a întreține echipamentul.